Bună seara și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Învață că se dorește cu Eugen Popa. În această seară avem un invitat foarte drag mie, pe numele său, Paul Herinean. Bună seara, Paul, binevenit. Bună seara, bună seara. Paul este psiholog, psihoterapeut. Psiholog. Viitor psihoterapeut. Așa, psiholog cu specializare în analiză comportamentală. Da? Analiză comportamentală. Analiza asta comportamentală e foarte interesantă. Pe mine mă pasionează, una dintre pasiunile pe care le am și felul în care l-am întâlnit pe Paul e foarte interesant. Vorbeam la un dat, mi-a dat ad pe net și am început să discutăm un pic așa și la un moment dat mi-a spus, uite, am un workshop, vino să vezi despre ce este vorba. Și m-am dus. Și am văzut niște chestii foarte interesante. Analiza comportamentală sună un pic așa academic, dar pe șleau, așa, dacă ar fi să o spune pe față, ar fi cum să păcălești sau cum să nu te păcălească lumea. Da? Cum să privești comportamentul celui din fața ta și să știi dacă te minte sau nu te minte. Am zis bine, Paul? Corect, da. Tehnici de detectare a comportamentului simulat, analiză comportamentală cu două paliere de comunicare, comunicare non-verbală și paraverbală. Ce înseamnă paraverbală, ia spune-mi. Comunicare paraverbală se referă la tonalitate, ritm, ritmicitate. În sensul că în momentul în care transmitem un mesaj, de exemplu, sunt sigur pe mine, da, sunt la o ședință, la compania pe care o conduc sau... Da. Și mesajul pe care îl dau, subliniat și de comportamentul non-verbal, este unul ferm, tonalitatea este puternică, un mesaj viu. În momentul în care unul dintre colegii mei mi-ar pune o întrebare la care n-aș fi pregătit să răspund, instantaneu tonalitatea scade. Aha. De unde eram foarte sigur, da, Eugen, mă bucur că am venit astăzi aici, da, mulțumesc, într-adevăr, da, în asta constă nuanțe. Aha. Și ne referim la tonalitate, ritm, ritmul este mai alert, sigur pe mine, da, sau da, depinde, sunt anumite aspecte, dar aceste componente ale comunicării pot reprezenta specificități ale anumitor persoane. Avem persoane publice în România, ale căror discurs este definit, dacă vrei, de comunicarea paraverbală. Da. Știm de persoane publice care vorbesc mai încet, altele vorbesc mai repede, coerent. Mai înfipți, da. Aha. Și atunci aceste nuanțe, dar specifice fiecarei persoane, definesc într-un anumit fel comunicarea acelei persoane și ne transmit niște indicatori clari referitoare la emoții, la ceea ce este în interior. Da, noi analizăm aceste lucruri, am ajuns la nivelul de expertiză, ne face plăcere și clienților noștri le face plăcere să creadă că avem acest nivel de expertiză ridicat, astfel încât să ne putem pronunța live în cadrul unor negocieri, interviuri de angajare. Adică ești un fel de detector de minciuni, viu, live, mobil și on-site. Ceva de genul acesta, da, probabil nu cu acuratețea unui detector de minciuni, sigur, pentru că acolo vorbim exclusiv de tehnică, aici avem și factorul uman, da. Numai cine nu muncește, nu greșește, avem și noi erorile noastre, absolut, ne face plăcere să le ținem undeva între 1 și 1,5% din spețele pe care le gestionăm. Asta sunt primele lucruri, nostru, da, pe care le comunicăm clienților, pentru că a fi perfect într-un domeniu în care activăm noi este destul de complicat. Cum ajunge cineva să facă ce faci tu? Părerea mea este important este să fie asigurată componenta nativă, vorbim de aptitudini, după care, ca în orice altă meserie, e vorba de vocație, e vorba de șansa fiecăruia de a îmbrățișa o anumită carieră, în cazul meu, fericit, de psihologie. Am înțeles. Eu când am vorbit cu tine și când m-ai și invitat la acel workshop, am aflat niște chestii care, desigur, m-au incitat foarte tare, știi, apropo de background-ul pe care l-ai. Spune puțin despre pregătirea ta profesională. Da. Lucrez ca și psiholog, sunt specializat, cum vă spuneam, pe analiză comportamentală. Am terminat facultatea de psihologie informații cu licență și în human și în psihologie și o să explic să nu rămân așa un termen în aer. Human provine din human intelligence. Am terminat facultatea la Serviciul Român de Informații, Academia Națională de Informații, actualmente Mihai Viteazul, o universitate de prestigiu în România, pe componenta de psihologie, probabil printre cele mai bune, dacă nu cea mai bună. Am activat în Serviciul Român de Informații ca și ofițer operativ timp de aproape 9 ani de zile. După care
am lucrat pe resurse umane, pe, mai mult pe partea de recrutare. Partea de recrutare a serviciilor de informații? Sau? Partea de recrutare în cadrul Academiei Naționale de Informații, în cadrul Departamentului de Resurse Umane, cu sarcini de coordonare pe partea aceasta de recrutare de personal. Academia Națională de Informații reprezintă principala poartă de intrare în Serviciul Român de Informații. Atât triajul, pentru cursurile de licență, cât și de masterat. Aici am avut șansa să lucrez cu niște persoane la fel de bine pregătite ca cei cu care am lucrat și în zona operativă, de la care am învățat foarte multe și împreună cu care, încet, încet, am pus bazele unui proiect de cercetare de 2 ani de zile, coordonat ulterior, după ce m-am transferat de pe zona de resurse umane în zona de învățământ, 2010-2015, cred. 2015, sigur, dar nu mai știu dacă în 2010 sau 2009. Am fost coordonator de programe universitare de masterat în cadrul Serviciului Român de Informații pe principalele zone de activitate operative. Deci pedigree sănătos aici. Adică ideea este că ce mi-a plăcut mie și ce m-a atras, apropo de ce vorbeam noi mai devreme, este că știi cum e? Unii oameni citesc în cărți și spun altora, unii oameni sunt pe teren, apropo ce spuneai tu, operativ, și apoi îmi povestești din experiența personală. Da. Cred că e cea mai importantă componentă, indiferent de meseria pe care ne o alegem, mai ales meseria pe care o am eu acum, zona de consultanță și de training. Și astăzi avem un training, astăzi sunt trainer sau coach sau am un client sau am o grupă de clienți care vin la training, dar exemplele cu care venim și eu și colegii mei, că nu lucrez, nu sunt singur în cadrul companiei, exemplele cu care venim vin din de astăzi, de ieri, de alaltă ieri, sunt persoane pe care, interviuri pe care le avem pe resurse umane, interviuri antifraudă, negocieri la care participăm live și ne asigurăm clienții. Negocieri mai puține, probabil, după difuzarea acestei emisiuni la care voi participa eu, mai degrabă colegii mei, pentru că notorietatea vine cu un efect de bumerang în zona aceasta. Și atunci... Adică te aștept să nu mai fii invitat la negocieri pentru că zice lumea asta că l-ai adus pe... Nu, dar eu sunt cel care reprezintă interesele clientului meu și atunci eu voi fi primul care le voi sugera funcție de clienții cu care vor sugera că nu mai este oportună prezența mea acolo în contextul în care cealaltă persoană știe despre persoane, cealaltă echipă de fapt de negocieri a avut acces la filmare. Dar avem alți colegi în background care sunt pregătiți să preia. Și bun, deci practic dacă am înțeles bine apropo de traseul tău, dacă eu aș vrea să fac cam ceea ce faci tu, ar trebui sau nu știu dacă ar trebui, dar tu ai urmat acest traseu, să spunem, oficial prin a merge la academie, a merge la universitate, la facultate, la ce ai fost tu, să faci masterat și mai departe. Și practic asta ar fi o modalitate de a îți însuși, să spunem, în mod oficial aceste cunoștințe, să spunem, da. Desigur, acum există sfântul internet care îți dă foarte multă informație, foarte pe larg. Cu ce diferă sau cât de încredere, să spunem, ar fi informația prezentă pe internet comparativ cu ce se predă, eu știu, în serviciile specializate din România, să zicem, sau din orice altă țară. Adică, știi cum e, uneori vezi că a apărut o invenție nouă care a fost, de fapt, deja prezentă, zicem, nu știu, în domeniul militar de 10 ani. Și apoi ajunge și pe piața publică. Da. Deci, întrebarea mea este cât din informația care este prezentă și disponibilă în mod public acum este deja perimată din punct de vedere al, eu știu, unui serviciu de informații? Păi ai intuit foarte bine și răspunsul este foarte bine prins în întrebare. Cred că este o buclă undeva între 5 și 10 ani de zile. Prin analogie, dar exact pe întrebare, ar fi una dintre cauzele pentru care Uniunea Sovietică a pierdut războiul rece. Pentru că toate descoperirile din domeniul militar au fost clasificate, niciodată ele nu au fost făcute publice, iar Occidentul, mai ales Statele Unite ale Americii, tot ceea ce a obținut din zona de cercetare, inclusiv patente militare, cu o buclă de 5, 10, 15, 20 de ani, funcție de ce s-a considerat atunci, au venit și le-au valorificat pe piață. Și atunci public, adică. Public. Da. Da.
în zona aceasta nu prea este o nevoie de a face, de a face public. Și atunci lucrurile rămân. Dar fiind provenind din zona de psihologie, provenind într-o zonă de analiză comportamentală și de tehnici de relaționare, care se studiază sub o formă sau alta chiar de mii de ani, lucrurile sunt acolo. Trebuie doar să poți să construiești anumite instrumente și e doar o componentă accesul la informație, pentru că structura trainingului nostru se bazează pe cercetări și pe experiența noastră de teren de peste 15 ani. Dar noi facem publice inclusiv formatul de la cursurile pe care le predăm, pentru că ele funcționează mai puțin bine sau chiar deloc fără un substrat, fără noi, fără cei care vin și explică și dau acel plus valoare. Da, oricine poate să conducă o mașină. Nimeni nu va fi Ayrton Senna. Corect, da. Da, pentru că el a avut anumite abilități, i-a plăcut și a iubit acea meserie. Sunt multe persoane foarte bine pregătite, atât la noi în țară, cât și în Europa. Nu o să dau numele companiei noastre, nu o să... Am înțeles care sunt limitările, dar există un film celebru, da, pe care cred că îl știe toată lumea deja, pot să spun că am lucrat direct cu cei care au coordonat științific montarea acelui film. Sunt niște traineri extraordinari, este o companie americano-britanică care lucrează la nivel de 5 stele. Am rămas impresionați atât de profesionalismul instrumentelor pe care ei le au, cât și de nivelul foarte ridicat al trainerilor. Traineri de la care am avut de învățat și m-am bucurat că am interacționat cu ei. Și acum chiar asta vreau să întreb. Acum voi în continuare, cei care conduceți compania voastră, mergeți în continuare la traininguri, aveți specializări pe care le faceți, mai există informații pe care nu le știți sau pe care nu le stăpâniți suficient de... Apar tot timpul chestii noi? Asta e că... Cu siguranță. Eu am înțeles acest lucru undeva la nivelul anului 2012-2013, cred că 2012, moment în care am coordonat un proiect de cercetare științifică pe zona aceasta a testării instrumentelor de detectare a comportamentului simulat. Când spun instrumente, nu mă refer la nimic tehnic, ci adică nu activitate practică. Lingură, ci... Da. Pur și simplu dezvoltarea de abilități pentru a detecta comportamentul simulat. Adică ceea ce putem câștiga și am înțeles deja de ani de zile este pe zona de cercetare științifică. Se trasează niște ipoteze de cercetare științifică. Se testează. Depinde de fiecare. Noi ne-am propus ca și ipoteză de cercetare științifică să demonstrăm că nu funcționează, independent de instrumente tehnice, de cuțiți, de furculiță, cum spuneai, astfel încât să nu ne propunem să demonstrăm ce vrem noi, hai să încercăm să demonstrăm contrariu din punct de vedere științific. Moment în care am avut tot sprijinul Serviciului Român de Informații și al Institutului Național de Studii în Inteligență. Felicite, foarte tare. Și o mică componentă, cea neclasificată, se regăsește în modulul nostru de pregătire, în zona de consultanță. Sunt practic instrumentele de psihologie pură pe care le aplicăm în zona de analiză comportamentală. Mi-a plăcut foarte mult când am fost atunci la workshop-ul acela pe care l-a ținut voi. O să spun pe scurt așa cam ce și cum. Deja am dus la un workshop și Paul era acolo, colegul său, discutam și cred că eram, nu știu, vreo 12 oameni, ceva de genul ăsta în grupul respectiv și unul dintre ei, noi, a fost ales să joace rolul hoțului sau presupusului hoț. Da. Și, deci, o persoană s-a dus în altă cameră și era ca pisica lui Schrödinger. A luat sau nu a luat banii? Cam asta era întrebarea. Și eu, împreună cu o persoană, trebuia să jucăm rolul intervievatorului, să spunem așa, da? Și să ne dăm seama dacă a luat sau nu a luat banii. Și făceam asta printr-o serie de întrebări și în timp ce puneam întrebările respective, desigur, trebuia să urmărim comportamentul verbal și paraverbal și non-verbal al persoanei în cauză și din asta să tragem concluzia dacă a luat sau nu a luat banii. Și aș vrea să ne dai puțin câteva idei apropo de analiza comportamentală, comportamentului. Da. Cam care ar fi, desigur, știi, toată lumea spune, dacă stau picior peste picior înseamnă că m-am închis sau dacă stau așa înseamnă că m-am închis. Nu e întotdeauna valid, uneori pot stau așa că
am obosit și mă mai relaxez un pic și mă aduc un pic înăuntru, după care ies iarăși, da? Da, da. Dar aici aș vrea să ne spui câteva idei, așa. Cum îți dai tu seama când vorbești cu cineva dacă persoana aia vrea să-ți ascundă ceva sau nu? Sau... Da, da, da. E foarte bună întrebare, e prima întrebare, evident. Discutăm despre indicatori non-verbali și paraverbali generali, specifici și particulari. Și acum două cuvinte pentru fiecare dintre ei. Te rog. Generali sunt, de exemplu, mâna la nas, mâna la gură, mâna la ureche, mâna la gât, care trădează o neliniște interioară, emoție, anxietate, fără să ne putem pronunța 100% vis-a-vis de faptul că persoana respectivă ne spune sau nu ne spune adevărul. Ne indică anxietate. Aha. Da? Aceștia sunt indicatori non-verbali, da? Frecarea cheliei, da? Da? Generali, da? Care sunt valabili peste tot. Probabil că vom întâlni și la unele familii de maimuțe din Africa, de babuini, s-ar putea, în anumite contexte de relaționare, să identificăm aceleași indicatori. Da, deci că vorbim de Rusia, România, Brazilia, orice continent, orice populație, asta e un indicator general. E un fel de mă ascund să nu mă vezi sau cum? Cum ar putea fi interpretat? Exact, da? Uh-huh. Am ceva de ascuns. Uh-huh. Sau am un disconfort vis-a-vis de subiect, sau am un anumit disconfort vis-a-vis de persoana din fața mea, sau am un anumit disconfort vis-a-vis de persoana care a intrat acum în sală. S-a întâmplat ceva în mediul înconjurător, s-a schimbat ceva în câmpul undeva. Perceptiv, vizual, auditiv, kinestezic, tactil, în orice fel, ceva s-a schimbat, e o modificare, un stimul care îmi creează, da, o emoție, legătura dintre emoție și comportament. Okay. Da? Și acești indicatori sunt sau de calmare, da? Stau persoanele mai antrenate, mai puțin, da, reușesc, da, trădează un gest foarte subtil. Indicator general. Indicatori specifici sunt, de exemplu, la mine, da? Ăsta e un indicator specific la mine de relaxare, mi-a plăcut foarte mult sportul, am rămas cu poziția asta de când stăteam și ne ascultam antrenorul, asta era poziția noastră, el era un tip permisiv, stătea în fund în fața noastră și asta e poziția mea de relaxare. Sau cu piciorul așa, sau cu piciorul celălalt. Da. Da? Vis-a-vis de ce spuneai, de unde știm că lucrul ăsta înseamnă ceva sau înseamnă altceva. Avem un dialog. În principiu, dacă genunchiul creează un unghi drept spre tine, atunci vorbim de blocaj, da? Eu sunt defensiv. Da? E un fel ceva, de protecție. Da, un de protecție un pic pe spate. Da? În momentul în care stau așa, cum am și stat de altfel, dar nu e tocmai politicos vis-a-vis de cameră, pentru că e zona mea de confort și de-aia mai dăm un pic jos. Da? Și apropo, e ca și cum se duce singur, după care tu să-l dai jos. Da. Acum, încă un aspect. Dacă noi doi stăm de vorbă și eu sunt într-o zonă de confort și e tot ok și stau așa și stau așa, după vreo 30 de minute, da, o să mă doar un pic piciorul. Da. Am aceeași zonă, dar o să mă pun invers. Dacă vin înspre tine, da, și sunt așa, e clar, da, copiez și imaginea tău, este clar că e o zonă de confort. Dacă l-am pus așa, m-am dat pe spate, da, este altceva. Am vorbit prima dată de indicatori generali. Avem o reclamă care rulează zilele acestea, am prins-o și eu într-un final, că mi-au spus mai mulți, legată de țara vecină și prietenă, Bulgaria, cu litoralătă. Da, am văzut, am văzut-o și eu odată, nu știu cum. Face, da, și ăla se tot duce, se duce. Da, mai intră plajetă. Da, asta este un indicator non-verbal, particular, care ține de specificitatea acelei societăți, culturi, civilizații. Da, la vecinii noștri așa înseamnă nu. Da. Da? Și atunci, în întreaga lor cultură, definește un alt indicator de comunicare. Iar indicatori non-verbali specifici sunt, de exemplu, cel mai ușor de exemplificat, ticurile. Aha. Da? Ați văzut, sunt persoane care își rod unghiile. Da? Sau care fac des așa. Da? Sau am avut în zona instituțională, am asigurat consultanță, persoane care făceau des așa, să vedem dacă trădează anxietate în cadrul unor negocieri mai importante sau este doar pur și simplu un tic. Da? Deci ticurile ar fi cele specifice. Revenind la întrebare, cea mai bună întrebare care poate fi pusă, de unde știm care este general, indicator general, care este specific și care este particular? Lucrurile sunt simple. Stăm la o discuție și discutăm despre orice subiect, unde mi-am parcat mașina, unde mi-am petrecut concediul la mare, unde doresc să călătoresc anul viitor,
o zonă de confort, relația cu soția, sau o zonă de disconfort, acum fiecare, fiecare, da? Dar, mai bine nu încep cu aia, nu? Mai bine încep cu parcatul mașinii. Dar este o discuție utilă și ne dăm seama, da, de atitudinea persoanei și atunci vom vedea, da, discuția cu soțul, soția, dacă e o zonă de confort, ea va fi întărită și definită de niște indicatori non-verbali și paraverbali pe care noi îi recepționăm, îi înțelegem, vedem că într-o zonă de disconfort Paul are tendința să facă așa, da? Pentru că atunci când discuta de soție, să spunem, făcea lucrurile astea, respectiv. Nu e cazul, absolut deloc, da? Da? Știm lucrul acesta, iar ulterior, când ne interesează să vedem atitudinea lui Paul vis-a-vis de șeful lui, deocamdată nu-l am, da? Dar presupunem, da? Vom vedea că face din nou așa, știm, facem conexiunea cu faptul că atunci când era într-o zonă de disconfort, Paul a făcut așa, da? Și în felul ăsta se numește calibrare. Am înțeles, ok. Da? La fel funcționează și pe comunicare paraverbală. Sunt sigur, Eugen, mă bucur că am venit la tine astăzi. Foarte frumos și studio, toate sunt ok. Am înțeles. Scade un pic siguranța, apare o zonă de disconfort, scade și tonalitatea. Cam cât timp îți ia ca să poți calibra o persoană așa și să-ți faci o părere? Dacă o văd. Deci dacă ești față în față cu o persoană, la o negociere, te duci cu cineva la o negociere, îl asisti, această persoană asisti negocierea, cam cât timp îți ia să-ți dai seama dacă persoana cu care care e implicată în discuția respectivă, în negocierea respectivă, este de bună credință sau nu e de bună credință, dacă are ceva de ascuns, dacă... Am înțeles. Ai un șef aici la televiziune? E o persoană care influențează pozitiv sau negativ venitul tău în relația cu televiziunea? Să zicem că da, așa. Da? Ok, hai să presupunem că urmează să vină la o negociere și că nu filmăm acum. Așa. Da? Cum am procedat? Eu sunt consultantul tău. Da. Da? Presupunem că e o masă mai înaltă. Da. Normal, acum suntem un pic mai jos. Da? Îi punem frumos un pix în față. Așa. Sau un bețișor de cafea. O hârtiuță. Și stau lângă tine dacă situația o permite. Să zicem că are cheile și un pahar pe masă. Da. Așa. Și el ar fi acolo, nu? În fața noastră. Așa. Ok. Presupunem că ați discutat înainte de subiectul respectiv, da? Vezi că noi lucrăm și pe comision, da? Deci dacă urmează ce se întâmplă... Așa. Glumesc. Da? Ok. Paharul așezi unde vrei, cheile le așezi unde vrei, dar să fie într-o zonă, să nu trebuiască să se întindă așa după ele, da? Dacă, hai să-i spunem, domnul Ionescu vine la masă și... un pic să nu fâșim prea tare. Vine și face așa, a dat paharul la o parte, s-a așezat, se uită direct în ochii tăi, înseamnă că domnul Ionescu a cam luat o decizie. Aha. Da? E clar, nu mai poți să-l combate acolo. Și s-ar putea, Doamne ferește, la funcție de topicul discuției, de subiect, de negocierea respectivă, să ai chiar de suferit. Aha. Da? Și atunci, dacă te asist live, sunt primul care se mândă ușor pe mână, take it easy, lasă așa că e mai bine, poate să ne ducem în jos. Aha. Da? Sau dacă ia obiectul, da, de regulă pix chei, un pic atipic, dar e foarte bun pentru exemplificare, le-a luat și începe și te și joacă un pic cu ele, eventual să dă pe spate și nu-i mai vede mâinile, le ține sub masă și în continuare se joacă cu orice obiect. Exemple din practică, negociatori foarte buni, de la care am avut de învățat chiar în acele negocieri, au venit, nimic din comportamentul lor non-verbal, nimic din componenta paraverbală, din mesaj, din discursul logic, nu a trădat absolut nimic anxietate, dar bețișorul de cafea, știți, acela care se numește că în cafea, a fost rupt în 32 de bucățele. Și l-a luat încă de la început în mână. Atenție la bețișorul de cafea. Am înțeles. Da? Ne-a spus foarte multe referitoare la... Și deci, dacă eu mă duc la o negociere și am diverse obiecte pe masă, mai bine nu mă ating de niciunul. Ca să nu-mi trădeze dacă eu... Adică dacă poți să nu te atingi, da? Alți indicatori care trădează anxietatea sunt, nu mă ating de ele, dar masa ar fi la nivelul brațelor, eu stau așa. Aha. Da? Și înțeles. Atunci nu las nimic. Am un scut format, da? Sau acolo. Așa. Dar de regulă, depinde acum și cât de înaltă e înălțimea persoanei, cât de natural îi vine acolo. Da? Nu se atinge, dar... faptul că ele sunt între mine și tine, creează o barieră de comunicare. Am în momentul în care vine și spune ok, el știe, vrea să te ajute, hai să discutăm,
persoanele cu inteligență emoțională ridicată, în sensul, ne referim la nivelul de empatie, fac lucrul ăsta, da, ca și cum ar fi antrenat special, în sensul că vor să arate buna credință. Mulțumesc, Paul, mulțumesc, Eugen, am venit aici, hai să încercăm să găsim o soluție, da. Hai să facem curățenie între noi, că de fapt ne simțim atât de bine, dar de fapt doar maschează intențiile ostile. E prea fățiș. Deci, da, adică vreau să spun să nu luăm, luăm pe de-a întregul. Depinde și de context foarte mult. Dacă avem de-a face cu o negociere de 300.000 de euro, e foarte puțin probabil ca partea adversă să se concentreze pe aspecte de genul ăsta. Dar dacă este un șef care a mai făcut a mai avut 300 de discuții cu subalternii lui pentru o mărire de salariu, da, vine foarte relaxat, am mai făcut, e ok, mă descurc bine, n-am niciun fel de problemă și este și foarte relaxat și vrea să și arate lucrul ăsta. Contează foarte mult contextul. Întotdeauna contează contextul. Iar în detectarea comportamentului simulat, avantajul este că noi trebuie să creăm contextul. Asta însemnând că întrebările pe care le punem creează contextul. Da. Care ar fi atitudinea ta vis-a-vis de șeful tău? O întrebare retorică, da? Eu am creat contextul, în acest context tu vei avea un răspuns verbal, dar și un răspuns paraverbal, intonație, ritm, tonalitate, ritmicitate, da? Și un comportament non-verbal. Adică vei da, am avut o mare șansă să lucrez cu el, am avut foarte multe de învățat, am avut foarte multe de învățat de la el. Mă bucur că sunt mult, aici. Am înțeles. Și atunci noi creăm contextul. Întotdeauna analizăm în context. Da? Iar regula de bază, modulele noastre de pregătire intensivă sunt pe parcursul a două zile, ceea ce livrăm cursanților înainte de abilități. Abordarea teoretică e între 0 și 10% funcție de cerințele lor. Cea mai importantă informație pe care eu cred că le-o dăm este nu încercați să le faci pe toată. Nu încercați să le faceți, dar ați învățat niște lucruri, le-ați exersat, ați văzut cum funcționează. Săptămâna viitoare veți avea 3 întâlniri importante, într-una singură dintre ele, care durează 30 de minute, 40 de minute, 60 de minute, integrați o singură tehnică de detectare a comportamentului simulat, pentru că deja nivelul cursanților noștri, că vorbim de zona de management sau de zona de specialiști, gen antifraudă, cei care țin interviurile de angajare, este foarte ridicat și atunci ei deja sunt naturali în ceea ce fac. Da? Iar de la noi vin, caută un plus valoare. Am avut un cursant din zona de antifraudă, la unul dintre exerciții, la jocul de rol, sus, uite, stai aici, persoanele sunt acolo, trebuie să observați timp de 5 minute, vor trăda indicatori non-verbali care ar trebui să vină cu niște indicii referitoare la emoțiile pe care le au. Nu-i veți auzi că distanța nu permite. Iar răspunsul a fost, îmi pare rău, nu pot să particip la exercițiul ăsta pentru că știu să citesc pe buze. Da, și atunci a trebuit să ne adaptăm. Ce vreau să subliniez este că nivelul lor este deja ridicat, dar lucrăm cu persoane, un CEO al unei companii de la noi din țară a primit feedback pozitiv de la angajați, a venit și el, după care a decis să ne trimită și pe fica dânsului de 16 ani și jumătate, pentru că a spus, mi se pare normal ca orice tânăr, mai ales o fată și mai ales fimea, să fie pregătită în detectarea comportamentului simulat. Va fi pusă în viață în fața tuturor provocărilor. Și ca o paranteză, n-am venit cu, ca o paranteză, persoana respectivă, o să-i spun doar prenumele, că nu poate să facă nimeni nicio legătură, Silvia, ne-a impresionat pentru că cred că la jocul acela de rol pe care îl menționai tu, în care trebuie să vadă dacă persoana respectivă a luat sau nu a luat banii, ne-a surprins, puțin spus surprins, în mod foarte plăcut, pentru că ea s-a așezat într-o parte, în partea hoțului, jucătorului de rol. Noi analizam indicatorii non-verbali și paraverbali, iar ea a numărat, a văzut care este pulsul persoanei, numărând bătăile de inimă pe care îl trădea de la o venă. Și la sfârșit ne-a spus, aici ai spus adevărul, aici n-ai spus adevărul. Evident că i-am făcut imediat o ofertă de internship în măsura în care i-a permis timpul. Da. Bine, ați revenit. Discutam aici cu Paul mai devreme despre tot felul de chestii interesante.
Cam câtă lume folosește, sau nu, hai să vreau să te întreb altfel. Dacă eu aș vrea să învăț acum mică parte din ce știi tu să faci, din ce poți tu să faci și cei ca tine, cam care este, să spunem, perioada de timp necesară ca un om să-și însușească aceste abilități și să le folosească, dacă vrei, în mod natural, să zicem? Nu știu dacă e o întrebare. În cazul tău, perioada este scurtă, pentru că vorbim de niște abilități native, da? Aptitudini, zona de inteligență emoțională, inclusiv pe partea de asertivitate, experiență profesională ridicată. E foarte ușor persoanelor care lucrează în vânzări, de exemplu, zona de front office. Da? Sau, deci cei care deja lucrează cu oamenii ar avea un avantaj. Exact, un mare avantaj. Dați-mi trei florărese care lucrează în București și le voi pregăti foarte bine pe zona de detectare a comportamentului simulat. Pentru că dacă noi doi mergem să cumpărăm de la colțul străzii de aici un buchet de flori, da? Mergi întâi tu, merg după eu, ele vor ști exact la leu cât să-ți ceară ție pe un buchet, cât să-mi ceară mie pe un buchet. Da? Probabil la fel în cazul nostru, dar ele vor analiza într-o fracțiune de secundă poza pe care o văd, analiză comportamentală, comportament non-verbal, care include și culoarea ciorapilor pe care le avem, dacă sunt potriviți cu pantofii, dacă avem o anumită curea, cum am potrivit culorile, ce ceas avem la mână, cum suntem tunși, dacă o sprânceană e netunsă, dacă sunt pensat, dacă nu sunt pensat, dacă am unghiile făcute, totul se întâmplă în mod natural, cum spuneai, într-o secundă, pentru că vorbim deja de o zonă de competență profesională în cazul lor, au făcut lucrul ăsta tot timpul, ține de adaptare, dacă vrei, pentru că în măsura în care analizează comportamentul persoanelor care vin să cumpere, succesul în analiza comportamentală reprezintă succesul financiar. Da, corect. Da. Și atunci vorbim și de nativ în cazul lor, de aptitudini, inteligență, atenție distributivă, capacitate de concentrare, dar vorbim și de experiență foarte mare. Dacă vorbeai mai devreme despre această domnișoară de 16 ani, deci dacă ar fi să vorbim, să zicem, o persoană tânără, 20, 25, 30 de ani în zona asta, da, care nu are neapărat foarte mare experiență, dar uite, e pasionată de subiect. Și n-a lucrat neapărat front office, n-a lucrat cu oameni în mod direct, dar îl pasionează sau o pasionează subiectul. Cât de important, să spunem, este această latură de aptitudine înnăscută, să spunem? Cât de importantă este ea? Știi cum e vechea paradigmă? Da. Talent versus efort. Dacă vorbim de o analiză live, cred că avem nevoie de talent. Dacă vorbim de o analiză AVI, audio-video, ulterioară, o înregistrare, mai puțin nevoie de talent. Poate să revadă de mai multe ori, sunt situații dificile, da, și poate să identifice. Dar ca în absolut orice domeniu, da, este nevoie să existe aceste aptitudini native. Cu cât nivelul lor este mai ridicat, cu atât succesul este mai mare. Am lucrat în zona pedagogică, vă spuneam că am coordonat programe de masterat în cadrul Academiei Naționale de Informații, am predat psihologia aplicată în activitatea de informații. Grupele pe care le aveam erau formate din tineri care deja trecuseră de un proces de selecție, care ne asigura nouă instructorilor, profesorilor, un material uman exact așa cum trebuie să fie, în sensul că aptitudinile, vorbeam de inteligență, atenție distributivă, după aceea zona de inteligență emoțională, empatie, asertivitate, dar deja era foarte ridicat, aveam exact materialul de care aveam nevoie, dar într-adevăr puteam să avem, iar nivelul cursanților, zona instituțională unde am lucrat și acum în zona privată, e diversificat, să spunem. Să spun că la o clasă ai persoane între nota 7 și nota 9. Ce pot să asigur pe toată lumea? Am asigurat pe toată lumea. Și când am lucrat în SRI și acum când lucrăm în zona privată, este că dacă oamenii sunt motivați și toți sunt motivați, noi le vom asigura o creștere. Deci ei, la nivelul abilităților de relaționare și de detectarea comportamentului simulat, toți vor înregistra o creștere. Ce nu pot să garantez, că o persoană care vine și este de nota 7, s-ar putea, chiar după ce lucrează cu noi,
să nu ajungă la nota 9, nota 9 la care este deja o persoană înainte să lucreze cu noi. Aha, s-ar putea creșterea să fie... Deci noi nu putem să spunem, indiferent de nivelul pe care l-ai, după ce ai lucrat cu noi... Dar întotdeauna va fi o creștere oricum. Dar întotdeauna este o creștere și o creștere semnificativă, pentru că ne-am creat mecanisme de feedback independente care, care funcționează dincolo de ceea ce livrăm noi ca feedback. Și dau un exemplu, că nu vreau să rămână în aer explicația. Da. De fapt, cred că este una... cea mai importantă cheie a succesului nostru pe piață, mecanisme de feedback independente. Am avut prima zi de training, a doua zi dimineața țineam training undeva în Piața Romană. Pe diplomele noastre aplicăm un timbru sec. Unul dintre colegii mei nu a luat de la sediul nostru, spun unde este că e importantă locația, din Otopeni nu a luat aparatul, noi trebuia să punem pe diplome și a fost prima zi de training vineri, a doua zi ne-am trezit dimineața că nu avem aparatul, dar până după amiaza când dădeam diplomele, era destul timp. Am sunat la sediu ca să nu mai plece cineva din Romană până în Otopeni, am rugat pe cine era acolo, luați aparatul, chemați un taxi, luați numărul de telefon indicativul mașinii, mă sunați, îmi spuneți să și-l trimiteți, îl plătiți să vină să, sau îl plătesc eu aici. Au făcut lucrul ăsta, am sunat după, nu știu, 20 de minute, fiind sâmbătă dimineața, nu este trafic. Ar fi trebuit să ajungă. Și am sunat, nu era un mas, dar vreau să știu că era important aparatul în sine. Da. Și îmi spune, sunt la Fântâna Miorița. Cei care sunt bucureșteni și știu, 20 de minute din Otopeni până la Fântâna Miorița e foarte mult, mai ales pentru taximetri. Și mi-a spus, am greșit drumul. Da. Și zic, cum adică ați greșit drumul? Păi zice, de acolo am ieșit pe strada nu știu care și m-a obligat să mă duc până la aeroportul Otopeni. În gândul meu... prezumții și prejudecăți. Assumptions and biases. Da? Da. Judecăm celelalte persoane funcție și de prejudecățile pe care le avem. Avea o anumită meserie. Era de presupus că toți care suntem bucureșteni sau care suntem români avem o anumită experiență. Sper să nu fie cazul, dar eu am mai mult de una neplăcută. Da? Și am presupus că vrea să taxeze în plus. M-a apucat râsul, că m-am gândit cum ți-a nimerit acum să faci gluma asta exact cu noi. Da. Dar... pentru noi nu există probleme, nu există inflexiuni, există doar resurse. Instantaneu am transformat speța respectivă într-o resursă pentru training. Am mers la una dintre cursante, care era printre cele mai dornice să aplice și am spus, o să-i spun numele mic, Raluca, am rugăminte la tine, uite, i-am prezentat speța, vine, presupunerea este că vrea să ne încarce nota, aș vrea să mergem jos, să ai o discuție cu taximetristul live, eu voi fi lângă tine să nu cumva să ridice tonul sau să fie o problemă de siguranța ta personală, dar voi sta lângă tine, tu conduci dialogul, tu singură pui întrebările și trebuie să-ți dai seama din acel dialog foarte scurt dacă minte sau spune adevărul. Tu vei decide dacă plătim întreaga cursă, dacă îi dăm și bacciș sau dacă nu, decizia este a ta. Ok, asta numesc eu un mecanism de feedback independent, că de aici am plecat. Am coborât, colegul meu, Raul Radu, top psiholog specializat pe analiză comportamentală, fac o paranteză acum, el a venit fără să aibă deloc expertiză pe detectare comportament simulat, a crescut foarte mult în ultimii 2 ani de zile, merge chiar spre zona live acum. A coborât și s-a dus să filmeze de la vreo 40 de metri. Echipez cu telefonul de la 40 de metri, nu prindeai nimic. M-a apucat râsul, eu fiind lângă Raluca, eu aici, Raluca acolo, taximetristul aici, a deschis ușa, am scos telefonul, mi-am seama că nu prinde nimic și l-am filmat de aici. Da. I-a pus întrebările, avem această filmare de 40 de minute și cu acceptul lui, dar o rulăm exclusiv la traininguri. Timp de 40 de secunde, cred că am zis minute, 40 de secunde. Chiar mă gândeam că a durat ceva de cu cine. Scuze, 40 de secunde. Da. Raluca i-a pus întrebări, au existat indicatori non-verbali și paraverbali, iar ea, la sfârșit, a spus, sunt 100% sigură că spune adevărul, acest om a greșit. Da. A greșit drumul. Da? Deci, presupunem și prejudecățile noastre, în cazul ăsta, duceau spre o eroare cognitivă. Absolut, da. Indicatorii non-verbali și paraverbali ai taximetristului, da, au arătat că este cinstit. Da. Foarte interesant. Mi-aduc aminte că am văzut-o, apropo de indicatorii aceștia, nu mai țin minte cum se numea, dar există o companie în Statele Unite, apropo de instrumente, care face niște testări cu cupluri. Și anume, el și ea sunt puși pe două scaune cu senzori, pe scalp, pe piele, pe nu știu ce, testează temperatura, rezistența electrică și așa mai departe, o grămadă de inputuri și sunt puși să vorbească 5 minute despre un subiect comun din relația lor.
Și uneori aleg câinele, alteori aleg spălatul rufelor, pune capacul la WC, o chestie de genul ăsta, da? Și, deci mie mi s-a părut șocant. Da? Deci, și toată discuția este filmată de mai multe camere și au dezvoltat un soft. Acum vezi că mă scarpi, nu mai știu ce înseamnă chestia asta, mă tot gândesc. Eu știu ce înseamnă, înseamnă că te mănâncă un pic ceafa. Așa, exact, exact. Și au dezvoltat un soft care poate să prezică cu o acuratețe de 95% dacă acel cuplu va rămâne sau nu un cuplu în decurs de un an sau de 3 ani. Da. Dintr-o discuție de, nu știu, 5 minute, 10 minute și zice, dacă vrei acuratețe de 97%, în loc să discute 5 minute, discută 10 minute. Da, foarte interesant. Și ce făceau era, deci îți arăta, te uitai la imagine și apoi imaginea era, nu știu cum, aveau detectori de senzori și așa mai departe, și imaginea era luată nu secundă cu secundă, ci frame cu frame, da? Deci la 10 de sutim de, eu știu, de secundă, și analizau, că se uitau la, spre exemplu, era o deci imaginea detecta mimica feței, una dintre camere era pe fața ei. Și aveau detectori de mimică care corespundeau într-o bază de date, verificau și ea spunea... Da, sunt foarte multe softuri care livrează. Mie place câinele și îl făcea așa și era clar că nu-i place. Și... Da, da, da. Deci mi s-a părut fascinantă chestia aia, fascinantă, da? Și deci acuratețe de 95% dacă acel cuplu va rămâne sau... E, într-un fel asta zic, știi că practic cam asta face și voi până la urmă, da? Nu cu un soft, ci cu softul personal. Da, practic psiholog... specializat pe analiză comportamentală, dincolo de componenta de detectare a comportamentului simulat, ceea ce facem noi înseamnă analizarea comportamentului, analizând comportamentul unei persoane, actual sau din trecut, stabilim, găsim indicii, după care verificăm acele indicii prin tehnicile noastre pentru a putea stabili gradul lor de veridicitate și putem stabili sistemul atitudinal, valoric, tipul de motivație, tipul de instinct pe care îl are persoana respectivă. În fața unui pericol vom avea reacții diferite, fugă, încremenire sau atac, da? Instincte care ne asigură supraviețuirea. Foarte multe componente care definesc acea persoană, care fac acea persoană, care îi pot asigura adaptarea într-un colectiv, dacă vrei, la locul de muncă, dacă discutăm de o zonă de HR, hai să vedem pe cine angajăm vis-a-vis de competențe, ne uităm la CV, ne uităm la studiile pe care le are, experiența profesională, dar pe componenta de adaptabilitate la locul de muncă, de compatibilitate în cadrul acelui colectiv, de raportarea la valorile companiei respective, mai ales și pe trăsături de personalitate, atunci intervenim noi, analizăm comportamentul acelei persoane, reacțiile ei în diverse situații, câteodată pot părea banale, dar dacă știi să vezi lucrurile, să le înțelegi, poți obține foarte multe indicii despre acea persoană. Analizăm comportamentul, identificăm sistemul atitudinal, valoric, motivație, instincte, toate lucrurile acestea, după care anticipăm comportamentul acelei persoane. Aha. Iar această anticipare a comportamentului reprezintă un produs în sine, pentru că oamenii vor să știe. Da. Da? Ce decizie trebuie să iau eu? Cum ar reacționa persoana asta în situația X? Și atunci noi anticipăm comportamentul. Analizăm, vedem pattern-ul acelei persoane și vedem. Vis-a-vis de ceea ce spuneai de relația de cuplu, e un subiect care îmi place foarte mult. Noi am lucrat foarte mult în ultimile 6 luni, să spun, voluntar cumva, dincolo de produsele pe care le avem, pentru a crea o aplicație care livrează, nu vreau să dublez și să repet ceea ce spuneai tu, în principiu nivelul de compatibilitate în cuplu, pentru că fiecare dintre noi este atras la persoana din cuplu, da? La persoana care este într-o relație de anumite lucruri care țin de personalitatea ei, care țin de fizicul ei, dar este atras și de o componentă subconștientă care creează din nefericire exact acea chimie și care de foarte, foarte multe ori ne țin prizonieri într-o relație disfuncțională. Da? Și atunci venim cu o componentă care provine din zona de psihoterapie cognitiv-comportamentală, care livrează cunoaștere, da, care face practic același lucru. Analiză, da, analizăm comportamentele acelei persoane, identificăm anumite pattern-uri, după care vedem zona de compatibilitate. Da. Iar persoanele, ca să vin cu un exemplu și aici, înțeleg că
singurul lucru care ține relația lor în viață este cearta, de exemplu. Uh-huh. Dacă nu s-ar mai certa, relația lor ar dispărea. Da, ei nu ar mai putea fi împreună. Dar faptul că sunt împreună, lui îi generează o tensiune foarte mare, da, e aproape de un stop cardiac, să spunem, de un infart, da? Deci este o relație nocivă. Oamenii ajung să înțeleagă de ce sunt prizonieri în acea relație disfuncțională, de cum se scrie softul la fiecare dintre noi în copilărie și în adolescență. Da, după care, funcție de fiecare, se iau măsurile. Noi vom livra prin aplicația respectivă doar o oglindă, un instrument de feedback, de auto-feedback, dacă vrei, fiecare să se poată înțelege mai bine pe el. Și ce mă gândeam, apropo de asta, știi, cu feedback-ul și apropo și de ce spuneam mai devreme de verificarea comportamentului al tău și al persoanei care comunici. Există această viziune a factorilor, să spunem, vizual, kinestezic, auditiv, olfactiv și această poveste din NLP, că uite, dacă mă gândesc la ceva, mă uit încolo, dacă îmi imaginez ceva, mă uit încolo. Și citeam la un moment dat că s-au făcut niște studii, să spunem așa, care au spus că treaba asta, de fapt, nu are niciun fundament, nu este real, de fapt, nu este chiar așa. Care e părerea ta? Funcționează sau nu funcționează? E ceva aici sau nu e ceva aici? Funcționează 100%. Trebuie, în schimb, trebuie să fii foarte atent la tehnica de calibrare a acelei persoane. Și am discutat noi înainte de emisiune un pic, apreciez foarte mult că te axezi pe componenta practică a lucrurilor, pe exemple, da? Și o să dau un exemplu real, referitor la mine. Am un dialog cu Eugen și Eugen mă întreabă: Paul, unde ți-ai petrecut concediul? Am fost chiar anul ăsta, la mare. Ok, unde ai fost? Iar eu voi activa o zonă vizuală, auditivă sau kinestezică a amintirilor. Da, în principiu toți suntem foarte vizuali, ați văzut și copiii acum toți pe tablete, pe telefoane, da? Dar nu e obligatoriu. Da, iar eu îi vor răspunde lui Eugen: păi am fost la mare. Da, am fost, privirea mea merge în stânga sus, pentru că Paul în momentul respectiv se vede pe el unde. Dacă nu mă uit acolo, mă întreabă Eugen: da, unde ați fost anul ăsta la mare? Da. Atunci o să-i spun: păi am fost la Mamaia, la unde Constanța, ai fost cazat, și automat Tenerife. Se duce, accesează. Da? Ceva legat de anumite imagini. Când ai venit la emisiune, ai găsit loc de parcare. Paul, unde ai parcat mașina? Da, din nou îmi voi aduce aminte de unde am parcat mașina. Dacă a existat un ofițer de poliție care m-a amendat când am parcat mașina, nu o să mă mai uit în stânga sus, mă voi uita în stânga jos, pentru că e tot o amintire, dar ține de emoție de data aceasta. Aha. Negativă, în principiu, nu cred că m-aș bucura să mă amendeze foarte tare, da? Ok, dar ține de amintire. Punem întrebări de genul acesta, vedem dacă zona amintirilor este stânga sau este dreapta. Deci e posibil să fie și în dreapta. Posibil să fie și stânga și dreapta. Până acum 5-10 ani de zile se considera că dreptacii se uită în stânga atunci când își aduc aminte și se uită în dreapta atunci când creează o imagine. Anumite studii și experiența noastră practică de teren ne-a arătat că nu ținem cont de... și că se inversează în momentul în care avem un stângaci. Da. Nu ținem cont de lucrul acesta, pentru că, dau un exemplu, eu pot să fiu stângaci nativ, dar familia mă obligă de la 2 ani de zile să-mi folosesc numai mâna dreaptă și nu mai folosesc deloc stânga. Și atunci, eu de fapt sunt stângaci, dar tot ceea ce fac arată că sunt dreptaci. Sunt dreptaci sau sunt stângaci? Da. Nu știu. Sau ambidextru. Trebuie să văd. Da. Am avut mai multe cazuri interesante, dar cel mai drăguț dintre ele, în timp ce realizam această calibrare cu o doamnă, i-am pus întrebările. Concediu, unde ai parcat mașina, cum era liftul, da, ok, zona stângă, zona amintirilor. După care îi pun și întrebarea, hai să vedem zona dreaptă, dacă ea va crea o imagine, se raportează la ceva ce nu a existat. Și îi spun, dacă ai primit 200 de, ai câștigat la loto 200 de mii de euro, ce ți-ai cumpăra mâine? Ce ai face mâine? Unde ai pleca? Da. Iar ea s-a uitat în stânga, deci tot zona amintirilor. Zic, ok, comunicare deficitară, eu sunt de vină, marele comunicator n-a explicat bine. Îi mai pun o dată întrebarea, din nou se uită în stânga.
am luat portofelul, telefonul, i-am pus telefonul în față, zic, te rog frumos, Ioana, nu mai știu cum o chema, Ioana, pune mâna pe ei. Aici sunt 200.000 de euro. 200.000 de euro, închide ochii. Ai 200.000 de euro. Care e primul lucru pe care l-ai face mâine cu 200.000 de euro? S-a uitat din nou în stânga. N-avea cum să uite în stânga, pentru că era ceva ce nu s-a întâmplat. Am stat, m-am gândit, zic, stai-mă un pic, lasă-mă un pic, am mai băut un pic de suc. Și mi-am dat seama. Și am întrebat-o. De curând, relativ de curând, un an, doi maxim, s-a întâmplat să primești o sumă foarte mare de bani? Da. Aha. Ok, ea ce făcea în momentul respectiv? Ea își aducea aminte ce și-a dorit atunci când a primit suma aceea mare de bani. Ce și-a imaginat atunci. În situații de genul ăsta ajungem pentru că asta facem. Da. Dar sunt foarte rare, rarități, da, să spunem. Da. Iar ca și indicatori, m-a întrebat la un moment dat și după aceea ne-am dus în alte răspunsuri, m-a întrebat de indicat și spuneam de indicatori general, specifici și particulari. În realitate lucrurile se întâmplă în felul următor. Ownerul unui business din București m-a rugat să stau de vorbă cu cei 11 sau 12 buyer, da, persoane care fac achiziții. Imaginați-vă un fast food care cumpără pui din mai multe locuri. La un moment dat poate să-l prefere pe un anumit vânzător și vânzătorul respectiv, recunoscător, să-i ofere altceva. A spus, avem mecanisme, avem procese, avem sisteme care ne livrează cunoaștere, dar vreau să-i vezi și tu, pentru că cifrele sunt foarte mari, e în regulă. Al 8-lea buyer, discuție cu el, o masă mare între noi. Eu stăteam așa, el stătea la fel, relaxat. Ionel, bănuiesc că și tu, ca și colegii tăi, ești interesat de zona asta de dezvoltare personală și de dezvoltarea abilităților de detectare a comportamentului simulat, tehnici de manipulare, că și tu, ca și colegii tăi, ești supus unor anumitor presiuni, puncte-puncte. Moment în care reacția lui a fost următoarea. De cum stătea așa? A fost așa, s-a dat pe spate. Nu, dat aerul afară, mâna la gură. Și am crucit și brațele. Asta ne arată instantaneu, în contextul pe care eu l-am creat, cum spuneam mai devreme, 5 indicatori. 1. Schimbare de comportament, da, anxietate vis-a-vis de subiect, de persoană, de orândunica care a intrat, ceva s-a întâmplat, dar evident că vis-a-vis de subiect. 1. Schimbare de comportament, 2. S-a dat pe spate, 3. A dat aerul afară, 4. Mâna la gură, 5. Am crucit și brațele. Da? Moment în care am încălcat una dintre regulile de aur, dar sunt deja relaxat când fac lucrul ăsta după atâția ani de zile și am spus, uite, de fapt, știi ceva? Regula de aur este să fii foarte discret și nimeni să nu știe că tu ai abilitatea de a detecta comportamentul simulat. Da, ceea ce nu va mai fi, nu-i mai este nici de când mă poate căuta cineva pe Google, nici prin faptul că facem emisiunea. Da? Iar și am spus, uite, Ionescu, ownerul business-ului, m-a rugat să fac, ăsta e background-ul meu, fac lucrurile astea. Din nefericire, acum, Ionele, eu trebuie să fac un raport în care să scriu despre tine. Uite, tu ai făcut lucrul ăsta, asta înseamnă tu ce ai face, tu ce ai scrie în locul meu. Nu mai contează analiza comportamentală, ce a făcut el. Cert e că după mai puțin de 90 de zile nu mai lucra acolo. Sunt anumite proceduri care trebuie să îndeplinite. Interesant. Da. Foarte tare. Zona de antifraudă definește această tehnică, tehnica red flag. Da? Aha, deci în momentul acela nu am avut dovada. S-a prins beculețul, cum s-a prins la noi acum. Da. Nu avem dovada că persoana respectivă post-factum a făcut ceva negativ pentru firmă, dar avem un indicator foarte clar. Da, avem stegulețul, după care trebuie să mergem mai mult. Și hai să vedem care e motivația ta, de ce ai reacționat așa. Paul, îți mulțumesc mult de tot. S-a aprins la noi beculețul. Nu e roșu, dar s-a aprins. Am înțeles. Ceea ce înseamnă că ne-am apropiat de sfârșitul emisiunii. Paul, îți mulțumesc mult de tot. Am învățat o grămadă de lucruri și în această emisiune și îți mulțumesc că ai fost de acord să ne fii alături în această emisiune. Sper că v-a plăcut această emisiune, că ați învățat lucruri noi, că sunteți puțin mai deștepți vis-a-vis de cum trebuie să negociezi și cum să te protejezi sau cum poți să influențezi o conversație cu cineva, fie că e vânzătoarea de la piață sau soția de acasă, sau copilul sau cățelul. Dacă aveți întrebări, despre acest subiect, puteți să-mi scrieți pe contact@eugencăpăpa.ro. Dacă vreți să aflați mai multe, puteți să-l căutați pe Paul direct pe net, intrați pe internet, căutați Paul Herinean, îl veți găsi. Și
Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și în această seară. Vă rog, dacă nu ați făcut-o deja până acum, puteți să ne dați un like pe pagina noastră pe Facebook, să distribuiți înregistrarea acestei emisiuni, desigur. Și dacă ai întrebări, dacă vrei să afli mai multe, dacă ai subiecte pe care vrea să le dezbatem în această emisiune, te rog să scrii un mail pe contact@eugencapapa.ro. Dacă vrei să ții pasul cu ce mai scriu cu și cu ce mai prezint, cu informațiile pe care le mai am de adus, poți să intri pe site-ul meu eugencapapa.ro, să te abonezi la newsletter și apoi vei primi tot felul de informații, inclusiv mai multe detalii vis-a-vis de informații în această seară. Îți mulțumesc încă o dată că ne-ai urmărit, îți mulțumesc, Paul, că ne-ai însuțit. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine și continuă să zâmbești cât mai mult. O seară minunată!